Prețul carburanților ar putea crește în următoarea perioadă, avertizează Consiliul Concurenței, care însă nu știe cu cât s-ar putea scumpi exact benzina, motorina și gazul lichefiat. Potrivit Consiliului, majorarea este cauzată de scumpirea produselor petroliere pe piața internațională. O altă cauză a scumpirilor este majorarea cotei accizelor cu până la 9%, indice prevăzut de politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021. În luna decembrie anul trecut, prețul la pompă al benzinei și motorinei a crescut cu 4,4%, iar cel al gazului lichefiat cu 6,9%. Astfel, litru de benzină cu cifra octanică 95 a ajuns 16 lei și 37 de bani, iar cel de motorină a crescut până la 13 lei și 82 de bani. Gazul lichefiat se vinde acum cu 9 lei și 52 de bani.